În actualul context agravat de efectele încălzirii globale, pe fondul unei creșteri demografice semnificative, agricultura desfășurată pe vertical pe niveluri suprapuse ar putea fi o soluție. Deputatul minorității armene, Varujan Pambukcian, vrea să creeze cadrul legislativ și de finanțare pentru introducerea acestor noi forme de agricultură. Presupune un consum al apei de 5% față de agricultura convențională. Este un răspuns la criza apei, care va veni prima. Singura problemă pe care o are este consumul mare de energie. Ori aici vor trebui să fie aduse acele soluții care dau și independență energetică. Dincolo de faptul că producția alimentară va fi încă și mai importantă în anii ce vor veni, este vorba și de componenta de mediu, este vorba de componenta verde. Toate aceste trei lucruri se regăsesc în acest concept. În țara noastră, agricultura în medii controlate este practicată mai mult în scop de cercetare și este folosită doar ocazional de unii mici antreprenori. Beneficiile sunt mari, dar costurile sunt pe măsură. Câteva zeci de mii de euro într-un spațiu foarte mic, unde pot să recultez pe 30 de metri pătrați 3300 de plante. De la punerea sămânței în substrat până la repicat și recultat, tot ciclul durează undeva la 30-40 de zile maxim. Agricultura verticală poate fi practicată și în spații mici, nu doar în hale. Gândiți-vă câte subsoluri de blocuri sunt la ora asta nefolosite. Gândiți-vă câte planșee de blocuri, acoperișuri de blocuri sunt de asemenea nefolosite. Noi putem să folosim aceste spații pentru producția de hrană. În străinătate, fermierii folosesc acest tip de agricultură încă din 2004-2005. Totul a început în 1999, când un profesor de la Universitatea Columbia și-a provocat studenții să proiecteze o fermă zgârie nori care să hrănească 50.000 de oameni. În prezent există peste 1 milion de ferme pe verticală în întreaga lume. Cele mai multe sunt în Statele Unite, Japonia, Israel, Singapore, Marea Britanie, Norvegia sau Olanda.